Salut, eu sunt Sorin de la Killer Bananas, iar azi vreau să vorbim despre al treilea comic book din seria Third Force și anume să vedem împreună ce se întâmplă mai departe în Third Force și concluzia acestei povești. Bun, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să distrugeți butonul de like, cel de subscribe, dați și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. A, și nu uitați și de funcția de membership, vă mai ofer câteva lucruri în plus și acolo. Bun, hai să începem! V-am vorbit despre primele două comics-uri din seria Third Force și vă ziceam despre acestea că sunt canon, adică povestea din comic books a fost realizată de către creatorii Avatar, doar că nu a mai fost animată. Această parte a treia din Third Force este continuarea primelor două benzi desenate și aici vedem practic urmările lucrurilor pe care le-am văzut în primele două benzi desenate. Tokuga își continuă asaltul sau asupra Republic City, iar între timp, în zona în care se află portalul către lumea spiritelor, sosesc cei din Națiunea Aerului, care ajung fix în zona portalului. Națiunea Aerului ajung în zona unde se află acel portal și se decide să facă un protest pașnic, adică practic nu încalcă cu nimic restricțiile puse de președintele Republic City, dar în același timp fac și un protest pașnic, zicând practic că n-ar trebui să existe un zid între lumea spiritelor și lumea oamenilor, adică ele ar trebui să coexiste. Mă rog, fac cam ceea ce ar face normal Națiunea Aerului, adică apelează la acest protest, zic eu, destul de interesant așa, pentru a reuși să pună mai mult în evidență faptul că acest portal există și este o legătură clară între lumea oamenilor și cea spiritelor și în același timp încearcă să atragă atenția asupra acestei probleme, lucruri care se întâmplă mai încolo în comic, adică vedem și cu exactitate ce se întâmplă datorită acestui lucru pe care el fac. Și da, e interesantă ideea asta de a realiza un protest pașnic. Protest pașnic care încearcă cumva să fie oprit de către autorități. Da, vine președintele la un moment dat cu niște waterbender și cumva încearcă să-i alunge pe airbender de acolo, dar nu reușesc. Asta este, dar oricum e interesantă ideea asta de protest pașnic făcut de către cei din Națiunea Aerului. Asam este obligată de Tokuga să creeze o armă care aruncă cu gaz și neavând ce să facă, reușește să creeze această armă. Zuli își începe campania electorală împotriva actualului președinte și vedem și cum Korra concepe un plan împotriva lui Tokuga. Mi-a mai plăcut o chestie din tocmai după această scenă și anume după ce Zuli practic începe să-și facă campanie electorală, ea chiar vine cu niște oameni în zona în care se află acest portal și practic oferă susținere în plus lui Tenzin lângă acest portal. Bine, după ce cei din Națiunea Aerului au trecut prin niște provocări puse la cale de către președintele Raiko. Și na, cumva, din nou, oamenii o văd ca un fel de salvatoare pe Zuli și apar și niște cadre ca de film, așa, cu ea, un fel de salvatoare. Dar, într-adevăr, a avut o idee foarte bună de a veni în ajutorul lui Tenzin atunci când se afla la portal, pentru că, practic, datorită lui Tenzin și al lui Asami și a Korei, a candidat pentru această funcție de președinte și da, și-a oferit suportul cauzei să nu mai existe un zid care să înconjoare acest portal și United Forces să renunțe la a proteja armat, practic, acea zonă. Lucru destul de interesant, așa, și pot spune că mi-a plăcut toată ideea asta de a reuni forțele personajelor din comics. Asami construiește lui Tokuga arma de care acesta are nevoie, dar îi pregătește și o capcană atunci când acesta se decide să folosească efectiv această armă. Ajungând în zona în care se află acel portal și dorind să se răzbune atât pe lumea spiritelor cât și pe lumea oamenilor, Tokuga dă drumul la gaz. Și în momentul în care dă drumul la gaz, mă rog, sparge un geam ca gazul să pătrundă în exterior, să ajungă și la celelalte persoane în exterior și în lumea spiritelor apoi.
se întâmplă că cei din naționalul lui să creeze un fel de vortex care să împiedice gazul să ajungă la oameni, la civilii care erau în acea zonă, dar în același timp gazul acesta pătrunde lumea spiritelor, lucru care duce din nou la o înfuriere a spiritelor, practic. Deci spiritele din nou sunt furioase de faptul că acest Tokuga iar le supără, dar de data aceasta sunt mai înțelegătoare într-un fel, pentru că Cora le dă o explicație mai bună și au încredere în ea. De data aceasta în sfârșit Cora se folosește de puterea ei de avatar ca să facă ceva destul de bine așa pentru toată lumea. Mai este o scenă cu Zuli în care salvează un copil, lucru care din nou o pune într-o ipostază de eroină. Atunci Cora reușește să înfrângă pe Tokuga și în același timp acesta este arestat și în sfârșit reușește să negocieze cu spiritele că cumva din cauza spiritelor s-au întâmplat toate aceste lucruri în Turf Wars, că ele l-au infectat pe Tokuga și el a devenit un fel de villain foarte big în Turf Wars. Deci până la urmă Cora se înțelege cu spiritele, mă rog, negocează cu ele puțin, dar acestea o înțeleg și o lasă în pace într-un final și îi lasă și pe oameni în pace. Dar îi spune spiritul acela la final că o să aibă în vedere toate aceste lucruri pe viitor și o să fie mult mai atent, adică poți să te aștepți oricând de la ceva de la spiritele astea din lumea spiritelor. Și bineînțeles finalul Turf Wars cu Zuli care practic devine președintele Republic City. Mi-a plăcut foarte mult speech-ul ei de la final, chiar e fain făcut așa, mi-a plăcut. Și cam asta este cu Turf Wars, partea a treia. Ca o concluzie așa, ce să vă zic, mi-a plăcut toată povestea. Ar fi chiar fain să o animeze, asta ar putea fi una dintre chestiile pe care creatorii o pot face, mai ales că acum nu se mai ocupă de mai nimic. Era acel live action cu Avatar, dar v-am zis eu că au fost niște neînțelegeri și nu vor mai lucra creatorii pentru acea serie. Deci, na, ei fiind liberi acum să decidă ceea ce vor, poate, cine știe, vom vedea un Turf Wars, deși Turf Wars e cam scurt, așa, all in all, adică nu știu dacă le-ar lua prea mult timp să-l facă, dar este și asta o chestie de viitor, adică e posibil să o facă dacă într-adevăr vor să continue Cora, adică au deja sursa, trebuie doar animată. Pentru un alt avatar nu știu, dar da, cam asta este într-un fel capătul întâmplărilor pe care le vedem în Avatar Cora. Tatăl Corei este de acord și el cu faptul că ea poate avea o relație cu Asami și chiar o încurajează să facă acest lucru și astfel se termină aceasta treia parte din Turf Wars. Voi ați citit acest comic, puteți să un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Fă teorie despre Naruto Uzumaki, vreau să apar la sfârșitul clipului. Teoria totul este mintea lor. Ce este bestia? Este un rezultat al imaginației a unei persoane care este în comă. Ultimul? Ce de filmul ăsta e de 2 ani? Un nou an fericit. Îmi place că a pus un meme random cu tine.